Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Din punct de vedere teologic, problema modernității este cea a liberului arbitru exercitat în condiții de cădere. Nu căderea este mai avansată în omul modern, ci posibilitatea de a-i explora mai neîngrădit teritoriile, spunea undeva Horia Roman Patapievici. Ne confruntăm în fiecare zi cu o aparentă libertate. Este libertatea de a face cum dorim, când dorim și unde dorim. Seamănă cu o explorare, o explorare, desigur, cu toate riscurile ei. Dar toată această libertate o exercităm în condiția unei căderi. E vorba de căderea adamică pe care o moștenim fără excepție. Fiecare are dreptul să aleagă, iar această prerogativă o avem de la Dumnezeu, doar că mereu avem tentația de a ne duce spre rău, de a alege rău. Putem depăși acest neajuns? Fără îndoială. Ca ființe căzute în păcat, avem totuși șansa reabilitării. Ea ni se oferă prin Hristos și o putem accepta prin credință. Vom purta în continuare latența păcatului în noi, însă dominanta vieții se va schimba. Grozăvia primei căderi va rămâne aceeași, doar că viața noastră va fi înnoită în mod definitiv și etern.